Dăm un salut la apicultori. Azi 28 martie 2018. Vreau să vă arăt ceva ce nu v-am arătat niciodată. Putem să spunem că am devenit foarte comod și ne vine greu să mai presăm niște ceară. Ne ducem la târg cu calupuri de ceară, luăm de acolo ceară de aia, poate mai mult parafină decât ceară, și punem la albine. Asta din comoditate. Dar cel mai bine este să presăm. Să fie ceara noastră naturală în stupi. Așa, sunt aici la părinții mei și vreau să vă arăt cum se presează ceara. Unii poate știu, unii poate nu știu. Da, apicultorii care sunt mai în vârstă, care sunt mai cu experiență, au presat. Că altă dată nu era târguri, nu aveau unde să schimbi poate și presau mai mult. Dar tineretul în ziua de azi nu mai presează. Se duce cu ceara la târg, schimbă acolo, cum este, cum nu este, bagă în stup și face apicultură din asta, așa. Așa, și dacă totuși suntem la capitolul ăsta, pentru unii este important și lucrul ăsta și vrea să învețe și cum se presează. Prima dată se face soluția, avem aici soluția. Aici, în aproximativ 3 litri de apă, trebuie încălzit apa. Și cum se pun de casă, cum se face? Să pun de casă. Așa. Uite așa se face. Uite așa facem până devine apa puțin lunecoasă, așa. Să fie lunecoasă, să aibă așa o cantitate de săpun de asta în ea. Uite așa. E acum e făcută soluția, dar am vrut să vă arăt cum se face. Ca și când ne spălăm pe mâine așa mai mult timp, să treacă să pun în apă. Așa. În soluția asta mai punem 2 linguri de oțet și 300 de grame de zahăr. De ce trebuie soluția asta? Trebuie pentru că dacă n-am pune soluție în presă, s-ar lipi ceara și n-am face nimic. Și vreau să vă arăt și cum fac eu lucrul ăsta. Așa, eu de să mă șterg cu ceva pe mâini un pic, de aia de acolo. Mă șterg un pic alunecă de la... alunecă de la săpunul ăla. Așa. Dar înainte să vă arăt, am aici ceara, este mama mea, care ne-a învățat nu numai apicultură, de toate. Așa, aia este ceara care se pune la topuit. Uite, la soba aici se topește ceară. Uite, aici niște soluții, mai este soluții caldă. Uite, aici se topește. Băgăm pe foc, mai băgăm un lemn, topim ceară. Ia și pune cu mâna. Și... ei, asta. Aici se pune. De când în când se mai pune ceară aici. Dar acum e plin, ieși. Pune ceară aici, stopește. Uite așa. Așa. Dar ceara aia, după ce se topește, se pune aici într-o olcică, să strecoară, ca să fie curată, că ea mare. Impurități, resturi, puțină, boștină. Așa. Și avem nevoie de un aragaz, care să-l dăm la mix, îl mențină ceara fierbinte. Și o punem acolo. Iarăși această soluție, iarăși trebuie să fie fierbinte, cred că undeva la prima dată, mai la vreo 60 de grade, așa cred că trebuie încălzită presa. Pus așa de vreo 2 ori în ceară, în presa asta. Uite așa se pune. Așa, acum presa asta este caldă, pentru că s-a lucrat cu ea, dar prima dată când e rece, se pune soluții de vreo 3 ori așa ca să încălzească bine presa și după ce am încălzit presa, punem soluția înapoi în cană aici, în cratița asta. Uite așa, stăm să scurg un pic. Soluția asta, dăm așa un piculeț, uite așa, luăm o cană de ceară, poți să vii și mai aproape un pic dacă poate vedea mai bine, așa, săltăm, așa, uite așa, punem aici ceara, lăsăm, uite așa, punem ceara înapoi, punem ceara aici. Aici trebuie cu grijă un cetișor.
Se curgă acolo. Uite așa. Polui surplusul de ceară. Da, plusul de ceară. Ceea ce trebuie să aveți grijă, când faceți multe, multe foi, mai ales dacă sunteți și obosiți, vedeți că puteți să greșiți ceara asta în loc să o turnați acolo, turnați dincoace în soluții. Se poate întâmpla așa ceva. Sau invers, soluția să o torni în ceară. Se greșește. Deci, atenție. Uite, dăm cu cuțitul așa, ca să se dea. Dacă dăm așa, aici în partea asta nu mai trebuie să se desprinde. Dacă nu se desprinde, curățăm după aia, dar se cam desprinde. Așa. Acum, curățăm plusul care e pe margine. Uite așa. Și asta cade direct în oala de ceară. Uite așa. Dacă suntem măcar doi, cum mama mea a pus aici soluția, deci se lucrează mai repede. Uite așa. Și acum a ieșit foaia. Ca să o punem aici în teanc, suflăm un pic. Uite așa. Uite așa. Și asta a fost tot. Uite, ceară galbenă, frumoasă, naturală. Uite, aici soluția deja e pusă. Uite, uite ceară frumoasă. Ia. Ceară naturală. Deci, cam așa stau lucrurile. Acum rămâne la alegerea dumneavoastră. Vreți ceară naturală? Presați-o acasă, că sunteți siguri că e naturală. Sau dacă aveți o cantitate mai mare și puteți merge undeva unde sunt care se ocupă cu așa ceva. Și lucrează și mult mai bine albine decât ceara. Păi, păi dar care e interesul? Să lucreze bine și de fapt noi știm că dacă ceara e naturală, o lucrează mai bine. Acum, mă tale, poți să spui că, dar ai păi destui ani de lucrurile. Păi de la mine s-o treaba toată. Da. Da. Și zahărul se pune și pentru că șara o e mai răbdă albinele în primirii la lucrat. Că e dulce. Că e dulce. Dacă pui lima pe șara care o cumperi la târg, n-are și o dulceață. Dar asta, așa e 300 de grame de zahăr, face de albinele o e răbdă în primirii. Deci se îndulcește și, da. Și exteriorul, da. Ca și când e spalată cu dulceață așa. Ei, da, dar în primul rând soluția asta se face pentru presă ca să nu se lipească. Cam așa stau lucrurile. În rest rămâne la alegerea dumneavoastră cum să faci. Presați acasă sau mergeți la târg. Ceară naturală sau cu parafină sau mai multă parafină. Asta e tot. Două persoane, dacă presăm, putem presa cam pe zi 200 de foi. 200 de foi, asta înseamnă ca și cantitate, o foaie de asta are cam 120 de grame. Cam la 120 de grame iese. Astea la târg au 100 subțit. Dar la presă iese cam 120 de grame. Și 200 de foi ar veni 24 de kg de ceară. Da. Așa vine. Într-o zi. Trebuie voință și treaba să faci. Vă doresc să aveți spor la lucruri și multă sănătate. Mulțumim!